Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vin în fața dumneavoastră cu un nou proiect. Foarte simplu, foarte ușor de executat, un proiect pentru doamnele începătoare. Și anume această frumoasă floare, care poate fi folosită precum aplicație în diferite lucrări și chiar mărturie pentru botez. Eu am aplicat această mică buburuză florii pentru a-i da un aspect un pic mai deosebit. Pentru a lucra acest proiect vom avea nevoie în primul rând de firul de culoare albă și vom avea nevoie de un fir mai grosuț, cel adaptat croșetului cu numărul 3. După care vom avea nevoie de culoarea verde, fie verde mai închis, fie verde deschis. Vom avea nevoie de culoarea galben. Vom folosi două croșete. Pentru firul alb eu voi folosi croșetul cu numărul 2 și jumătate, iar pentru firul de bumbac obișnuit voi folosi croșetul cu numărul 1,05 mm. Vom avea nevoie, bineînțeles, de foarfecă, un pic de lipici lichid și acul pentru cusut. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep să lucrăm și vom lucra în primul rând un număr de 14 ochiuri de lanț. Vă rog să fiți foarte atente, pentru că apoi veți fi uimite cât de ușor se lucrează. Și avem 1, 2, 3, 4, 5. Continuăm până la 14. Lucrate cele 14 ochiuri de lanț, din corespondența celui de-al doilea ochi de lanț ne vom întoarce în jos și vom lucra piciorul scurt în corespondența fiecărui ochi de lanț. Deci vom continua și încetul, cu răbdare, așa cum v-am spus, este nevoie de foarte multă atenție. Odată lucrată această floricică, veți reține modul în care se lucrează, pentru că este foarte simplă. Chiar dacă la prima vedere pare ceva complicat, nu este deloc. Și, cum vă spuneam, dacă suntem atente, din prima veți învăța modul de lucru. Încet, încet vom ajunge la ultimul ochi de lanț. Așa. Deci, am ajuns în corespondența ultimului ochi de lanț. Aici voi face ultimul picioruș scurt pe această parte. Voi face două ochiuri de lanț, după care mă voi întoarce, nu aici, pe partea cealaltă a lucrării, prinzând în același timp capătul de fir pentru a-i da stabilitate și vom urca în sus din nou cu piciorușe scurte, cu atenție, felul acesta, și vom fi atente să prindem capătul de fir aici pe spate. După ce îi vom da oarecare stabilitate, putem să-l abandonăm și să continuăm fără el, în felul acesta. Așa cum v-am spus, trebuie să aveți un pic de răbdare și cu mine, deoarece am camera exact în față și foarte dificil văd ceea ce lucrez. Eu sper că acest mod de a filma este de ajutor pentru dumneavoastră. Am încercat foarte multe modalități, foarte multe posibilități și am ajuns la această concluzie. După cum vedeți, am făcut piciorușe scurte până în corespondența penultimului picioruș scurt realizat în rândul anterior. Deci aici, practic, unde noi am întors lucrul, nu vom lucra. Va rămâne acest colțișor. Voi face un ochi de lanț și mă voi întoarce înapoi lucrând în back loop toate aceste
picioruse scurte, până în momentul în care vom ajunge în corespondența celor două ochiuri de lanț făcute la baza florii, dacă vă amintiți. Iar acum noi vom continua un pic singure, iar când vom ajunge în punctul cheie, ne vom reîntâlni. Am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț. În corespondența acestora, noi vom face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și un alt picioruș scurt. Deci avem un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt, piciorușul scurt, ajuns aici în corespondența celor două ochiuri de lanț, va suplini piciorușul care nu l-am lucrat aici. Deci numărul de piciorușe scurte la fiecare rând va fi același. Și din nou, lucrând în back loop, mă voi întoarce în sus cu piciorușe scurte. Vedeți, încet, încet vom ajunge și din nou vom repeta același lucru, ne vom opri în corespondența penultimului picioruș. Astfel vom forma acele colțișoare. După cum vedeți, avem aici colțișorul din mijloc, deja unul pe o parte și cel de-al doilea pe partea cealaltă. Am făcut un ochi de lanț și acum din nou mă voi întoarce în jos, în back loop. De fiecare dată vom lucra în back loop, până în corespondența celor două ochiuri de lanț. Acolo vom repeta din nou aceleași un picioruș scurt, două ochiuri de lanț urmate de un picioruș scurt. Și în felul acesta noi vom înainta. Lucrarea în sine, veți vedea, este foarte, foarte simplă. Și de asemenea, această floricică puteți să o realizați în culorile dorite de dumneavoastră. Am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț. Aici voi repeta un picioruș scurt, două ochiuri de lanț urmate de un picioruș scurt, pe care voi continua lucrând în sus, în back loop, piciorușele scurte. Vom lucra singure acest rând, iar când vom ajunge aici, în vârf, ne vom întâlni. Am ajuns din nou în corespondența penultimului picioruș scurt. L-am lucrat pe acesta, voi face un ochi de lanț și mă voi întoarce din nou în jos, în back loop, formând și cel de-al doilea colțișor. După cum vedeți, aceasta este partea centrală, aici am realizat deja cel de-al doilea colțișor, pe partea aceasta am doar unul. Noi vom lucra înainte și înapoi, până când vom avea atât de o parte cât și de cealaltă a liniei centrale, câte patru colțurile, deci patru colțuri de acestea. Patru de o parte, patru de cealaltă, mijlocul rămâne aici. Nu uitați, în corespondența celor două ochiuri de lanț se lucrează un picioruș scurt, două ochiuri de lanț urmate de un picioruș scurt. Noi vom lucra singuri și ne vom reîntâlni în momentul în care am ajuns în punctul principal. Am ajuns în punctul unde voi forma cel de-al patrulea colțișor pe ultima parte și voi coborâ în jos cu un număr de 10 piciorușe scurte. Avem deja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne-au rămas până la bază 3 piciorușe scurte.
În acest moment, după cum puteți vedea, eu am un total de 9 colțișoare. 2, 4, 6, 8, 9. Voi lua lucrarea în felul acesta. Cum spuneam, aici ne-au rămas un număr de 3 piciorușe scurte. Vom număra 3 piciorușe scurte și pe partea aceasta. Și în corespondența celui de-al patrulea vom intra cu croșetul în felul acesta. Vom extrage firul cu atenție și vom uni cele două părți. Ați văzut? Foarte, foarte simplu. După care voi porni din nou următorul rând, lucrând în același mod, în back loop. Deci de aici, de unde am închis cele două părți ale lucrării, voi continua cu piciorușe scurte, până în corespondența penultimului, exact ca și până acum. Am ajuns în corespondența penultimului picioruș, voi face ochiul de lat și voi întoarce lucrarea. Întorcând lucrarea, voi continua cu piciorușele scurte, lucrate în back loop, în același mod. Voi coboră cu atenție. Încet, încet ne apropiem de locul unde am punit cele două părți. După cum puteți vedea, aici voi face piciorușul scurt în back loop, în mod normal, după care voi trece imediat partea următoare și voi continua cu piciorușele scurte. Deci vom lucra practic în semicerc. Voi continua cu piciorușele scurte până în corespondența penultimului picioruș. Voi face ochiul de lanț și voi întoarce lucrarea, continuând din nou din corespondența primului picioruș scurt să fac aceleași piciorușe scurte, lucrate în back loop. După cum vedeți, lucrul este simplu. Vom întoarce în acest mod codița pentru a ne fi ușor să manevrăm lucrarea în sine. Și voi lucra partea aceasta din nou până când voi ajunge în corespondența penultimului picioruș. Ajuns în corespondența penultimului picioruș, voi face din nou un ochi de lanț și voi întoarce lucrarea. De aici, un rând îl vom lucra singure și ne vom reîntâlni pentru a vedea modul în care vom închide. Am ajuns în corespondența penultimului picioruș, acum voi face ochiul de lanț. Voi întoarce pentru ultima dată lucrarea și voi coborâ în jos cu fir alunecat, deoarece în acest moment eu am un total de 13 colțișoare. Acesta este mijlocul și am 2, 4, 6 pe o parte, 2, 4, 6 pe cealaltă. Dar pentru a putea închide lucrarea, noi vom face fir alunecat. Felul acesta până la jumătatea lucrării sau vedem dacă este nevoie, facem pe întreg parcursul acestui rând pentru a-i da un aspect cât mai plăcut.
voi face pe întreg rândul fir alunecat. Iar în momentul în care voi ajunge la capătul acestui rând, fac ultimul fir alunecat și voi închide lucrarea, scurtând firul în felul acesta. Voi scurta firul, iar capătul nostru de fir îl vom ascunde apoi. Vom ascunde în modul în care să nu se observe unde am închis. Apoi ne vom folosi de ac pentru a aranja. După cum vedeți, partea principală am realizat-o deja. Ceea ce urmează acum este să facem mijlocul. Pentru aceasta vom folosi culoarea galbenă, așa cum v-am spus, și croșetul cu numărul 1. Eu voi folosi 1,05 pentru că așa acest tip de croșet. Voi face un mic cerc magic, după cum vedeți, am pus doar pe un singur deget firul. Voi face primul picioruș scurt care nu îl punem la socoteală. Și continuăm lucrând un total de 6 piciorușe scurte, cu acestea 7. Deci avem 1, 2, 3, 5, 6, un pic, 6, iar cel primul, care am spus că nu-l punem la socoteală, era cel de-al șaptelea. Voi închide totul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, după care voi continua rândul următor. Un picioruș scurt, dumneavoastră puteți pune firul despărțitor. Un picioruș scurt, în următorul voi face o mulțire. Vom repeta de 3 ori, pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, acest raport. Deci, un picioruș scurt, în următorul o mulțire. Eu am deja de 2 ori lucrat, acum voi face cel de-al treilea picioruș scurt. Și ultima înmulțire. În momentul acesta am obținut un număr de 9 piciorușe scurte. Cu aceste 9 piciorușe scurte noi vom merge tubular pentru a realiza pistilul florii. În felul acesta vom vedea cam cât avem nevoie să lucrăm, vom măsura din când în când în interiorul florii noastre și în momentul în care am ajuns la înălțimea dorită, bineînțeles, vom încheia această parte a lucrării. Deci, de jur împrejur, mod. Pentru a vă fi mai ușor, apoi după câteva rânduri veți pune lucrarea în acest mod și veți continua. Punem în două. Așa cum vă spuneam, dacă nu vă descurcați, puteți pune firul despărțitor, iar în felul acesta vom continua. Deci noi ne vom reîntâlni când vom ajunge la înălțimea dorită. Eu am lucrat tubular, așa cum v-am arătat la început, cam în jur de, ne uităm aici, 4 cm. 4 cm care vor forma pistilul florii noastre. În acest moment voi continua lucrând un picioruș scurt, urma de o scădere. De data aceasta, scădere o voi face în acest mod. Voi intra
prin piciorul și voi extrage firul, voi intra prin cel de-al doilea piciorul și voi extrage firul și voi închide toate trei împreună. De ce felul acesta voi face scăderile, un rând de scăderi și apoi vom încheia și această parte a lucrării. Voi face ultima scădere, după care voi scurta firul și voi închide totul. Dacă doriți să coaseți această parte, componenta florii, puteți să lăsați firul un pic mai lung, însă va fi dificil de cusut. Cel mai ușor va fi să o lipim cu un pic de lipici lichid. După aceasta vom continua cu verde, fie verdele deschis, fie verdele închis, în modul în care doriți dumneavoastră. Voi face un ochi de lanț. Face un ochi de lanț, voi intra cu croșetul și voi lua floarea. În acest moment voi intra cu croșetul la înălțimea celui de-al treilea picioruș. Deja l-avem aici delimitat. Voi intra cu croșetul în acest mod și voi forma, deci, primul ochi de lanț. După care voi face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet și voi continua la aceeași înălțime a florii, lucrând piciorușe duble de jur împrejur cât de des posibil pentru a îmbrăca această parte a florii. În felul acesta noi vom forma piciorușul florii și încet, încet ne vom apropia de finalul acestui proiect. Vă sper foarte mult să vă placă și să îmbrățișați cu drag acest model. Mie îmi place foarte mult, ca întotdeauna tot ceea ce lucrez îmi place. Deci vom merge astfel de jur împrejur. Așa, am ajuns aproape la capăt. În felul acesta, ajuns aici, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. După care, în corespondența fiecărui picioruș dublu, eu voi face câte un picioruș scurt. Deci, în felul acesta. Merge de jur împrejur. Încet, 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 cu atenție. După ce am încheiat rândul de piciorușe scurte, vom continua cu piciorușe scurte până în momentul în care vom îmbrăca toată cotița florii și, bineînțeles, dacă doriți și mai lungă, puteți face cotița mult mai lungă. Uitați-vă, încet, încet. Încet, încet se îmbracă. Cum vedeți, este ușor. Acum eu voi continua singură și ne vom reîntâlni. După ce am lucrat aici 2 cm de codiță, voi face scădere după scădere și voi încheia și această parte a lucrării. Și, bineînțeles, apoi vom continua cu frunzulița. Eu continui de ce vorbesc cu dumneavoastră. În felul acesta facem scădere după scădere. Este mult mai ușor, mai ales că este un lucru atât de micuț.
Ajuns aici, la capătul rândului, voi scurta firul și voi închide și această parte a lucrării. Bineînțeles, capetele de fire le vom ascunde și cu acul sau cu crușetul, iar apoi vom scurta capătul de fir. Însă, mai departe, voi trece la frunză. După cum vedeți, eu am făcut aici două frunzulițe de o formă un pic mai deosebită. Nu am dorit să fie frunzele banale, obișnuite, cele de fiecare zi, să spunem. Și voi începe frunza. Pentru început, un ochi de lanț, după care voi continua cu ochiuri de lanț, lucrând un total de 18. Deci vom avea nevoie de 18 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4 și continuăm până la 18. Lucrate cele 18 picioare scurte, voi face un ochi de lanț care mă va ajuta să întorc. Și începând cu cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet, voi lucra un picior scurt. Cel de-al doilea picior scurt, cel de-al treilea, nu văd, pentru că este mic, aici, și așa. Acum voi lua firul pe croșet și voi face în următorul ochi de lanț un picior dublu redus. Deci am trei fire pe croșet, voi trage firul și le voi închide pe toate trei. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus, după care voi continua cu cel de-al treilea picioruș dublu redus. Firul pe croșet și voi continua lucrând un picioruș dublu. Două. Trei piciorușe, trei, patru, cinci, șase, șapte, și cel de-al optulea picioruș dublu. Deci avem 3 piciorușe scurte, 3 piciorușe dublu reduse, 8 piciorușe duble, firul pe croșet, vom continua lucrând alte 3 piciorușe dublu reduse, 1, 2, cel de-al treilea, iar apoi voi face piciorușe scurte. 1, 2, 2 și cel de-al treilea picioruș scurt. Un ochi de lanț, voi întoarce lucru și exact pe aceeași parte mă voi ridica în sus lucrând. 1, 2 piciorușe scurte. Firul pe croșet, un picioruș dublu redus, unul singur. Firul pe croșet, 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț, 1, 2, voi întoarce lucrarea și începând cu primul ochi de lanț voi face un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt, continuare, cel de-al treilea picioruș scurt, deci avem 3 piciorușe scurte. Firul pe croșet, un picioruș dublu redus,
pirul de croșet, 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deci 6 piciorușe duble, un picioruș dublu retus și un picioruș scurt în ultimul picioruș. În felul acesta eu am lucrat două aspecte frunzulițe. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să lucrați frunzulița obișnuită. Pe pagina canalului meu veți găsi lucrate, cred că acum un an sau doi în urmă, frunze lucra în aceeași tehnică a croșetului irlandez. Dacă doriți, vă puteți inspira de acolo. Puteți realiza și aceasta. Mie mi s-a părut mai deosebită, mai frumoasă. Vom ascunde capetele de fire. Un fir fier veți lăsa mai lung pie pentru a coase, fie veți folosi lipiciul lichid, pentru lipiciul în general, pentru a atașa frunzele. Eu acum am făcut doar una singură, aceasta are două și nu vom face altceva decât să trecem la asamblarea florii noastre. După cum vedeți, am capetele de fire de care le voi tăia în felul acesta. Voi tăia și acest capăt de fir. Voi tăia și acest capăt de fir. Felul acesta. În acest moment îmi voi lua această parte a lucrării. Voi ascunde un pic, voi închide felul acesta. Voi scurta și aici. Și voi atașa mai întâi partea din mijloc. Cu lipiciul lichid, așa cum v-am spus, eu folosesc întotdeauna în lucrările mele lipiciul lichid. Vă scuzați zgomotul. Voi pune aici un pic de lipici. Și voi pune mijloc, exact în mijloc. În felul acesta. După care voi pune un pic de lipiciul lichid pe o parte și pe cealaltă acestor colțuri. Aici. Vom întoarce în felul acesta și voi lipi. Puteți scoase chiar în această formă. De fapt, dacă stăm să ne gândim bine, chiar stă și singur colțișorul, așa. După care voi atașa frunzulița, eu voi lipi și pe aceasta. Am lipit frunzulița și apoi o mică buburuză, care va fi o pată de culoare. Va da un pic de eleganță acestei minunate flori. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat astăzi cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Dacă vă place, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți. Așa cum vă spuneam, este o frumoasă mărturie pentru botez, poate fi atașată pe săculețul cu bombonele, de asemenea poate fi o frumoasă aplicație pentru o geantă, la o bluziță, ceea ce doriți dumneavoastră, o broșă poate deveni. Ideea principală este floarea în sine. Eu vă mulțumesc pentru vizualizări, vă mulțumesc pentru cuvintele foarte frumoase, pentru susținerea dumneavoastră
și ca de fiecare dată vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!